Acest vin este un Sauvignon a Cramei Ochean. Crama Ochean este la Cârligele, nu are podgorii ei proprii, dar cumpără struguri, numai lucruri deosebite. Nu a cumpărat în niciun an struguri de calitate îndoielnică. Dumnezeu a fost enolog la cele mai mari case de vinuri din Vrancea și a făcut crama ei, care este o cramă mică, o cramă artistică, și a reușit să facă câteva vinuri foarte, foarte interesante. Acum, vă arăt cum se deschide o sticlă, cum ar trebui deschisă în mod normal. Sticla are un capișon care protejează gura sticlei. Cu cuțitașul care îl avem noi la desfăcător, la tirbușon, se taie capsula sub buza sticlei. Se fac două, trei treceri ca să fim siguri că am tăiat-o. O tăietură verticală și desfacem capsula. Așa ar trebui să vă facă orice ospătar într-un restaurant. Fără să ia sticla, să o învârtă, să o zăpăcească și să o aducă la masă. Că să rămână sticla, e amețită când ajunge. Vinul deja nu știe cum se trage dumneavoastră. Și nu cred că vă place. Cel puțin vă arăt ca să știți ce să cereți când vă duceți în un restaurant. Când vedeți unul care nu știe ce are de făcut, spui, băi, nini, parcă n-ar trebui făcut în felul ăsta. Deci, după ce am dat capișonul jos cu toate, capișonul a fost la păgura sticlei, se șterge. Nu se știe niciodată dacă a ajuns un fir de praf sau nu. Nu ar trebui să ajungă în pahale dumneavoastră, pentru că nu mai este la fel de bun vin. În aceeași poziție, când s-a tăiat capișonul, se ține sticla, tirbușonul intră în poziție verticală, îl învârtim până la ultima spira, fără să atingem gura sticlei, pentru că iar nu este igienic cu mâna, în caz de atingem cu șervețelul, jumătatea, aproape toată, pentru că iar nu e frumos să scot, îl iau cu șervețelul și o scot. În momentul ăsta, miros dopus, vedem dacă are vreun defect. Producătorul nu are nicio vină dacă vinul miroase a dop. Se întâmplă odată la 100 de sticle să fie un defect de dop. Un defect de fabricație, producătorul chiar este nevinovat. N-am știut că veniți atât de mult, m-a speriat. Mă bucur. Vă dau câte una la doi. Aveți cam zis bine. Să le citiți așa. Dacă vă interesează, dacă mai vedeți să citiți, dar de pe urmă da, da. Asta e bună asta. Întuneric. În primul rând trebuie să considerăm că în această sticlă nu avem un lichid mort. Da? Este un lichid care trăiește, este vinul. Mă refer la vinurile cele care provin din ce? Din must, de struguri fermentați și nimic altceva. Legea DOC-ului și indicativului geografic tipic spune acest lucru. Nu poți să scrii pe o sticlă vin dacă nu provine doar din must de struguri fermentat. În momentul când fermentează, spunem că este în faza de grădiniță, trece în tancurile de inox la maturare într-o școală generală, oamenii îl mai pun în butoaile alea de lemn. Le vedeți aici pe perete desenate, se cheamă barică. Da? Acolo și ia diploma bacalaureat, liceu. Și după aia vine îmbutelia. A evolua. Pentru că prin doagele alea de butoi el respiră. Și a vinul. Dar odată pus în sticlă și fără, după ce am băut 60 de vinuri, vrei să vorbesc cu dumneavoastră, pentru că nu le vede. Degustarea sau analiza senzorială a vinului. Aici ne referim la vin.
pentru că se poate face o analiză senzorială de orice, orice produs. Vreau să analizez senzorial struguri, mere, carne, brânză, cafea, cum e colegul meu. Orice se poate analiza senzorial și dau un verdict. Cât aciditate are, cât rest de zahăr, câtă consistență, câtă unctuozitate, adică rotunjime, să simt cum alunecă limba pe cerul gâri când iau o brânză mai grasă, da? Se simte lucrul ăsta. Dacă e aspră cum e urda, simt altceva, nu mai am acea alunecare frumoasă. Eu m-am specializat mai mult în brânză, de asta vă vorbesc de ea, da? Și cu carnea este la fel. De voie ca să facem o analiză senzorială. De nas. De nas. De ochi. De ochi, că i-am văd primit. De mâini. Da, cu mâinile, da, cum să mă scarpe la urechi. Deci avem nevoie de, uitați că sunt desenate aici, de ochi. Când vedem pe unul că trece prin restaurant cu un platou mai de ochiat, așa, deci impresia vizuală este cea care mă lovește prima. Mama are patru.